Domnișorul Marius Dănuț Minea. Zic că e foarte tinerel așa, nu vreau să-l să minimalizez rolul niciun fel sau să-l discreditez. 1.140.000 de lei. Așa te afirm. Păi, adică sunt niște, par așa niște filiale unde s-au, uite, domnul Costela de la Iași. Dar nu vedeți că cei care au fost pe locul eligibil a dat cei mai puțin bani și cei de pe neeligibil a dat cei mai mulți? Asta, deci, asta e o surpriză. Dați-mi o explicație, da, de politician, păi, așa, cei care au fost pe neeligibili au dat pentru ei care au fost pe eligibili. Da, domnul ăsta, Minea, nu știu, mi-a scăpat mie sau ceva, domnișorul, cum îi ziceți. Minea. Ăsta cine l-a împrumutat cu banii cu care a împrumutat el partidul? Că scria sus acolo că și-a donat, practic, salariile pe următorii 23 de ani. Așa. Păi și pe el cine l-a împrumutat cu 1.140.000? Presa Rea din Iași zice că tocmai domnul Alexe, care se făcu ministru acum. Da, eu n-am de unde să știu, n-am nicio dovadă. Presa Rea din Iași a zis că ar fi, a fost în cazul domnului Ștefan de la Vanda, că ar fi bani de la grei ăștia din PNL Iași. Da, da, dar el ce a scris acolo când am împrumutat partidul? Asta numai la partid se știe. Pentru că era un tabel în care spunea venituri proprii, nu știu ce, la Blaga scria că am împrumutat din venituri proprii, la cutare din venituri proprii. Domnișoara precedentă a împrumutat din împrumutul de la viitorul ministru. La dânsul domnul scrie ăsta? Doar împrumut. Poftim? La dânsul scrie doar împrumut. Deci domnul ăsta a împrumutat de undeva, a găsit pe cineva care să-l împrumute. Trecea cineva pe stradă și avea 1.140.000 de lei, 250.000 de euro circa, pentru ca el să împrumute partidul. Acum despre performanțele în